Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. În lumea mea astăzi plină de decorațiuni de Crăciun. Ce minunat este sezonul acesta al Crăciunului. Îmi place foarte mult sărbătoarea aceasta și mă bucur de fiecare dată pentru că putem să împodobim casa, putem să împodobim bradul și, bineînțeles, avem o ocazie în plus să cumpărăm câteva lucruri. Decorațiuni, așa cum mă vedeți aici, sunt super bucuroasă ca un copil, diferite decorațiuni de Crăciun, pentru că despre acest subiect este clipul de astăzi. Vreau să vă arăt ce decorațiuni am cumpărat eu de Crăciun și nu neapărat decorațiuni, cât și alte lucruri cu temă crăciunistică, să spun așa. Facem un haul de Crăciun și așa cum vă spuneam, sunt super bucuroasă și am aici lângă mine pe acest moș super, super drăguț. Sper că îl vedeți și dacă vă place și vouă clipul acesta și sunteți la fel de entuziasmați ca mine de sărbătoarea Crăciunului, mi-ar plăcea să-mi arătați acest lucru dând un like acestui clip sau abonându-vă canalului meu de YouTube. M-ați ajutat foarte mult. Mi-ați face un foarte, foarte, foarte mare cadou de Crăciun și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă mulțumește și moșul acesta care este lângă mine și cu care vreau să încep. Pe acesta l-am achiziționat din Kick, de aici din Austria și este super drăguț moșul, este destul de mare, cred că are, nu știu, 10, 20, 30 de centimetri, cam așa. Are și un clopoțel, dacă l-auziți, și aici e clopoțelul, un căciuliță. Și e super fain, Corinei îi place foarte mult să se joace cu el, e aproape cât ea. Nu, nu e cât ea, e mai micuț, dar îi place să se joace cu el. Iar moșul acesta achiziționat din Kick, așa frumos cu hăinuță, are încă etichetă. Ia să vedem cât am dat exact pe el. 20 de euro și 99 de cenți. Deci 21 de euro a costat moșul acesta drăguț pe care îl pun aici lângă mine să îl vedeți. Iar pe partea cealaltă a mesei, bineînțeles, nu puteau să lipsească ștrumfii aceștia sau ce or fi ei, care sunt și ei super drăguți, sunt doi, sper că îi vedeți, unul roșu și unul verde. Pe aceștia am achiziționat din IKEA și a costat 6 euro fiecare. Sunt super pufoși așa, aici au câteva biluțe și sunt destul de grei ca să poată să stea așa în picioare, să nu își piardă echilibrul. Iar ornamentul acesta din spate, pe acesta l-am cumpărat de ceva timp, este cumpărat de la Spar, am dat 7 euro pe el și este de ceva timp, deja bradul s-a cam dus, dar știți foarte bine că iau sărbătoarea aceea de 1 noiembrie, unde duc la morminte ornamente din acestea cu brad. Și mie îmi place că miroase bradul frumos, este natural, așa că am cumpărat și eu unul și de atunci îl țin în casă și am să vi-l arăt și vouă. Și așa cum vă spuneam, a costat 7 euro. Iar aici, pe măsuță, dacă vedeți, am un trenuleț. Nu m-am putut abține să nu cumpăr. Am văzut pe la multe persoane că își fac de Crăciun așa câte un sătuț din acela cu căsuțe, cu tren și mi-a plăcut trenul acesta. Are 4 vagoane, este din lemn, deci nu se învârt roțile și este destul de micuț așa. Este cumpărat de pe Shein. Nu știu exact prețul, cât a fost, cred că vreo 3 euro a costat trenulețul acesta. Calitativ este așa și așa, dar este un trenuleț foarte făinuț de lemn. Probabil și din cauza transportului, brădulețul era căzut, a trebuit să îl lipim, dar este foarte făinuț și foarte drăguț și trenulețul acesta. Și o să trec mai departe să vă arăt câteva, cum se numesc, apțipilde din acelea care se pun pe geam. Pe acestea le-am cumpărat de pe Amazon și sunt foarte multe și foarte frumoase. Și vrem să decorăm, pentru că nu am apucat încă să decorăm. O să urmeze și cu brăduț și cu Moș Crăciun. Sunt o serie, cred că aici sunt 10 și vrem să decorăm geamul de la camera Corinei, să punem așa frumos, poate și aici în living să punem, uitați și acesta este foarte frumos cu un ren, așa, sunt mari, nu știu cât de bine se lipesc pentru că nu le-am încercat, dar sunt destul de multe motive, stați să le dau aici în spatele moșului și încă în același pachet
achiziționat de pe Amazon, avem și țipete din acestea aurii. Deci un set au fost colorate și un set sunt așa aurii. Ele au stat răsucite. Aici ce este? A, este o săniuță cu cadouri. Ia să vedem ce mai avem. Sunt 5 folii și din acestea mari. A, și aici scrie Merry Christmas. Poți să lipești. Ia să vedem. Trebuie să vedem cum să le lipim. Aici este Merry Christmas. Să putem să le lipim și să putem să le dăm și jos după aceea. Deci acestea au fost abțipildele de pus pe geam și mai am o serie de abțipilde. Stați așa să le iau, că le am aici undeva lângă mine. Să încerc să ajung la ele și să vi le pot arăta. Astea sunt, este un om de zăpadă, dar este un pic diferit pentru că sunt așa din gel, nu sunt hârtie care se lipește, ci este așa ca un gel. Nu știu, o să vedem. Sper să le pot lipi și pe acestea. Mă gândeam pe acestea să le pun așa pe mobila Corinei, eventual, să facem camera ei foarte frumușică. Și ea s-a bucurat foarte tare când a văzut omul de zăpadă. Acesta a fost luat din Pepco și am dat pe el 80 de cenți. Iar tot din Pepco mai am câteva luminițe din acestea, două de fapt. Una este o perdea din aceasta de luminițe, nu am desfăcut-o încă, dar am dat pe ea, stați să vedem, zice 6 lei. Dar cât în eu? A, 4 euro. 4 euro a costat și are 160 de leduri. Și asta nu știu, să vedem, o punem în pom sau o punem pe una dintre draperii sau pe perdea. O să vedem exact. Și încă o decorațiune din aceasta de la Pepco, tot cu luminițe. Este cât? 2 euro a fost aceasta, are 1,65 m și are 10 leduri care sunt în formă de picături de ploaie. Ia să văd eu dacă pot să desfac pachetul acesta. Le-am cumpărat, cred că de vreo 2-3 săptămâni, dar nu le-am desfăcut pentru că am vrut să filmez și să vi le arăt vouă și poate în weekend avem și noi timp să împodobim căsuța. Deci sunt foarte faine aceste, nu știu, mi-au plăcut așa, cred că dă bine să le pun și în brad sau cred că și pe aici prin casă ar fi ok să pot să le pun. Parcă așa de sărbători vrei să ai foarte multe luminițe în toate colțurile casei. Nu le strâng, le las așa și le pun aici deoparte, o să le strâng apoi. Și ultimul lucru pe care l-am achiziționat din Pepco este acest set de pahare cu motiv de Crăciun, bineînțeles. Acesta are un brăduț și acesta are o decorațiune foarte făinuță. Sunt două pahare de 520 de mililitri. Ia să văd ăsta cât a costat. A fost 5 euro, dar mi s-au părut foarte drăguțe, așa în iarna să bei un vin, poate, nu știu dacă țin, dar dacă... A, scrie că 40 de grade. Deci poți să pui maxim 40 de grade. Nu se bagă în cuptorul cu microunde și nici la mașina de spălat vase, pentru că probabil se dezlipesc aceste ornamente. Dar sunt foarte faine, așa că pe masa de Crăciun am zis că o să fie foarte drăguțe. Așadar, și acestea tot de la Pepco, așa cum v-am spus. Și pentru că vorbim, mai dau ambalajele acestea jos, și pentru că vorbim de masa de Crăciun, mi-am cumpărat și un brâu, sau nu știu cum să-i spun. Aici se numește laufer, adică gen alergător, pentru că îl pui pe masă dintr-un capăt în altul. Un alergător de genul acesta. Este dublu, deci eu vi-l arăt acum în două, ca să îl puteți vedea, și pe o parte și pe cealaltă are același model, adică și într-un capăt și în celălalt are modelul acesta cu Moș Crăciun și este roșu cu fulgi de neam. Am zis că să îl iau, să îl pun pe masa de Crăciun. Uite, aici are un pic defect, nu știu dacă se vede. Are un mic defect aici la cusătură, dar nu este deranjant pentru că modelul în sine este așa un roșu, negru.
Acesta este luat de pe Shein. Am pus o comandă de lucruri crăciunistice și pe Shein. Are și un ciucurel aici la capătul mesei și mi s-a părut super drăguț omul acesta de zăpadă. Și culoarea este faină, este un roșu intens, aprins, și materialul este foarte tare. Adică este așa strong și stă bine, nu știu să spun, este un doc sau nu știu cum se numește materialul acesta, dar este foarte făinuț și foarte bun și mi-a plăcut foarte mult timpul meu, așa este pe partea cealaltă, dar pe fața asta, pe partea din față, este foarte făinuț și l-am cumpărat de pe Shein, nu știu, la produsele pe care le-am cumpărat de pe Shein o să vă pun prețurile să vedeți exact cât au costat, pentru că nu îmi amintesc acum exact. Și pentru că am pus o comandă pe Shein, nu se putea să nu-i cumpăr și Corinei ceva. Tot cu temă crăciunistică, i-am cumpărat două rochițe. Una este aceasta roșie, așa, în partea de sus, este din material, din tricot, din aceasta. Este subțirică și aici, în partea de jos, este cu ren și cu ghetuțele lui Moș Crăciun. Partea aceasta de jos este, cred că, un poliester. Este foarte subțire, dar nu mă deranjează acest lucru pentru că ea la grădiniță oricum mereu se plânge că este cald și este foarte faină rochița aceasta. Este așa, în sezon, acum de Crăciun, două, trei purtări și apoi o punem în cutie. Dar mi s-a părut foarte fain și aici în față. Nu am probat-o să văd cum îi stă cu ea. Este mărimea 100, nu vă uitați pe umeraș, acesta este alt umeraș, aceasta este mărimea 100 și cred eu că îi vine așa după mărime și este făinuță. O să vă pun pe ecran să vedeți cum arăta și în poză și să vedeți și prețul acestei rochițe și tot de pe Shein am cumpărat-o și pe aceasta, am să fie și una verde, nu totul numai roșu. Să avem și un pic de verde. Și aceasta este tot mărimea 100, pentru că din ce mi-amintesc, i-am cumpărat toate lucrușoarele mărimea 100. Am cumpărat mai multe, dar doar acestea să spun că sunt în tematică de Crăciun, iar materialul este foarte fain, am rămas chiar surprinsă. Este un fel de raiat, dar un raiat subțire. Adică se potrivește foarte mult și cred că nu o să se plângă că este cald. Este cu verde așa și cu flori, nu știu cât se potrivește de Crăciun sau nu, dar am zis că merge. Să fie și ceva verde, un verde așa mai deschis și nu doar roșul. Și tot de pe Shein, cred că clipul acesta poate să fie și un clip dedicat site-ului de la Shein, am cumpărat două fețe de pernă în set, că am mai multe. Deci acestea sunt așa, în set, cu acești reni care se... reni, sau nu știu cum să le spun, sunt ștrufii ăștia aici, pe care i-am pus și aici în spate și am luat și două fețe de pernă. Sunt albe și sunt atât de faine și sunt atât de moi la material. Nu știu, îmi place foarte mult calitatea produselor, calitatea fețelor de pernă. Eu am mai luat fețe de pernă de la Shein și sunt foarte bune la calitate, iar acestea sunt atât de făinuțe, așa albe. Și setul vine cu două. De fapt, nu sunt în set, le-am luat separat, dar mi-am luat eu să-mi fac un set. Am zis că să le pun tot așa în camera Corinei, tot reni. Într-o parte merg spre stânga și într-o parte merg spre dreapta renii aceștia. Nu știu cum să vă arăt ca să vedeți, dar sunt foarte faine. Este un alb, îmi e și milă să le ating și să le pun, să le folosim, pentru că sunt foarte, foarte albe. Nu am apucat să le spăl pe acestea, nici nu o să le spăl, o să le folosesc așa prima dată, pentru că mi este milă de ele și sper să nu le stric atunci când le spăl și scrie Merry Christmas pe ele și sunt foarte, foarte faine. Și mai am două, dar acestea sunt aici în spatele meu, nu știu dacă le vedeți. Tot cu motiv crăciunistic, acestea le-am pus deja pe pernuțe, mai pe bej. Deci partea din față este așa mai galbenă, iar partea din spate este tot albă. Este același material, doar că imprimeul diferă și acestea sunt foarte faine. Am două, mai am una aici în spate, sper că o vedeți. Și aceasta aici în față pe care vreau să vă arăt.
Sunt foarte faine pernele acestea, deci chiar vă recomand dacă aveți nevoie de fețe de pernă, încercați pe site-ul celor de la Shein, iar de data aceasta comanda mi-a ajuns atât de repede, cred că în mai puțin de 10 zile a ajuns comanda. Mă așteptam să o primesc mult mai târziu și când a venit poștașul și mi-a adus pachetul, am rămas total surprinsă să văd că au ajuns atât de repede produsele de la Shein. Și eu le-am cumpărat de Black Friday. Și am avut și prețuri foarte bune, așa cum vă spuneam, o să le vedeți pe ecran. Au fost prețuri foarte bune și am fost plăcut surprinsă și de data aceasta. Și ultimul produs, pentru că tot vorbim de produse de casă, mi-am luat și o lenjerie. Motivul acesta de Crăciun nu prea este el, să spun așa, în totalitate, pentru că m-am gândit să o port și mai apoi, dar totuși are niște fulgi de nea, are niște reni. Deci nu știu dacă aș putea să o folosesc în plină vară, dar este foarte fain. Aceasta este o față de pernă, deci lenjeriile au două fețe de pernă și cel de pilotă și sunt toate în același motiv. Deci pe o parte sunt albe cu renii aceștia, iar pe partea cealaltă sunt roșii. Nu este un roșii, este mai mult un oranj piersiciu, așa, nu este un roșu foarte intens cum este maimuțul ăsta de aici. Este mai spre oranj, așa, nu este chiar roșu, dar este foarte fain. Este o combinație foarte faină între cele două părți. Este un poliester, cred. Da, 100% poliester, se spală la 30 de grade. Eu le-am și spălat, le-am și călcat, sunt foarte bune la material și cred că ar merge foarte bine pe timpul verii, pentru că nu sunt atât de groase. Și la prețul pe care îl au aceste produse, bineînțeles că nu mă aștept să fie bumbac, dar imprimeul acesta, așa crăciunistic, abia aștept să le pun pe pat, să vedem cum arată. Și mai am și aici și perna cealaltă și cearșaful este acolo, dar toate au același imprimeu, așa că vă puteți face o idee despre cum sunt aceste produse. Și cam atât. Cred că am terminat cu toate decorațiunile pe care le-am cumpărat anul acesta. Abia aștept să împodobesc și eu bradul, abia aștept să împodobim și noi căsuța și să facem aici în living, așa, cu multe luminițe și multe ornamente. Acestea sunt cele pe care le-am cumpărat anul acesta. Mai am și din anii trecuți și dacă se deschid magazinele, probabil că o să mai cumpăr și altele, pentru că nu te poți abține când le vezi cât sunt de frumoase aceste ornamente și parcă nu te lasă să nu le cumperi și să le aduci acasă cu tine. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit, alături de acest moș drăguț și frumos. Sper că ați dat like-ul acestui clip, sper că v-ați abonat. Vă doresc sărbători cu bine, sărbători fericite. Iar până data viitoare, vă pup! Pa, pa! Child, when you're out on your own, a million miles from home.